Capitolul 28. Apropie de tine pe fratele tău Aaron și pe fiii săi și ia dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți. Pe Aaron și pe fiii lui Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fratelui tău Aaron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. Vorbește cu toți cei destoinici cărora le-am dat un duh de pricepere să facă veșmintele lui Aaron ca să fie sfințit și să-mi împlinească slujba de preot. Iată veșmintele pe care le vor face. Un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău Aaron și fiilor săi veșminte sfinte ca să-mi împlinească slujba de preot. Să întrebuințeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu și în subțire. Efodul să-l facă de aur, de fir albastru, purpuriu și cărmiziu și de in subțire răsucit. Să fie lucrat cu măiestrie. Să aibă doi umerari uniți cu el, la cele două capete ale lui să fie legat de ei. Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cărmiziu și de in subțire răsucit. Să iei apoi două pietre de onix și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel. Șase din numele lor pe o piatră și alte șase pe a doua piatră după șirul nașterilor. Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre și pe peceți. Să le legi într-o ferecătură de aur, amândouă aceste pietre să le pui pe umerarii efodului ca aducere aminte de fiului lui Israel. Și Aaron le va purta numele înaintea Domnului pe cei doi umeri ai lui ca aducere aminte de ei. Să faci apoi niște ferecături de aur și două lănțișoare de aur curat, pe care să le împletești în chip de sfori, și lanțurile acestea împletite astfel să le pui în ferecături. Să faci apoi pieptarul judecății lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul, să-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu și cărmiziu și de in subțire răsucit. Să fie în patru colțuri și îndoit, lungimea lui să fie de o palmă și lățimea tot de o palmă. În el să țeși o țesătură de pietre și anume patru rânduri de pietre. În rândul întâi un sardonix, un topaz și un smaragd. În al doilea rând un rubin, un safir și un diamant. În al treilea rând un opal, un agat și un ametist. În al patrulea rând un hrisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. Să fie 12 după numele fiilor lui Israel, să pate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele 12 seminții. Pentru pieptar să faci niște lănțișoare de aur curat împletite ca niște sfori. Să faci pentru pieptar două verigi de aur și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului, iar celelalte două capete ale celor două lanțuri împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umerarii efodului în partea dinainte. Să mai faci două verigi de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului pe marginea din lăuntru care este îndreptată spre efod și să mai faci alte două verigi de aur, pe care să le pui jos la cei doi umărari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umărarii deasupra brâului efodului. Pieptarul cu verigile lui să lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea țapă deasupra brâului efodului și să nu poată să se miște de pe efod când va intra Aaron în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, să pate pe pieptarul judecății, ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. Să pui în pieptarul judecății urim și tumim, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Mantia de sub efod să o faci întreagă de materie albastră. La mijloc să aibă o gură pentru intrarea capului. Și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Pe margine, de jur-în prejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărmizie, presărate cu clopoței de aur. Un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, pe toată marginea mantiei, de jur-în prejur. Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Să faci și o tablă de aur curat și să sapi pe ea cum se sapă pe o pecete, Sfințenie Domnului. Să o legi cu o sfoară albastră de mitră în partea dinainte a mitrei ea să fie pe fruntea lui Aaron. Și Aaron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Tunica să o faci de in subțire, să faci o mitră de in subțire și să faci un brâu lucrat la gherghef fiilor lui Aaron să le faci tunici, să le faci brâne și să le faci scufii spre cinste și podoabă. Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aaron și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și mi vor sluji ca preoți. Făle izmene de in ca să-și acopere goliciunea, de la brâu până la glezne. Aaron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujba în locașul sfânt. Astfel, ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aaron și pentru urmașii lui după el. Capitolul 29. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești și să-mi împlinească slujba de preoți ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Fă, cu făină aleasă de grâu, niște azimi, turte nedospite, frământate cu unt de lemn și plăcinte nedospite, stropite cu unt de lemn. Să le pui într-un coș și să le aduci împreună cu vițelul și cei doi berbeci. Să aduci apoi pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Să iei veșmintele, să îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul și să-l încingi cu brâul efodului. Să-i pui mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfințeniei. Să iei unt de lemnul pentru ungere, să i torni pe cap și să-l ungi. Să aduci apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Să încinci pe Aaron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel să închini pe Aaron și pe fiii lui în slujba mea. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului. Să junghi vițelul înaintea domnului la ușa cortului întâlnirii. Să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l verși la picioarele altarului. Să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care îi acopere și să le arzi pe altar. Dar carnea vițelului, pielea și balega lui să le arzi în foc, afară din tabără. Aceasta este o jertfă pentru păcat, să iei pe unul din cei doi berbeci și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecelui. Să jungi berbecele, să iei sângele și să-l stropești pe altar de jur împrejur. Apoi să tai berbecele în bucăți și să-i speli măruntaiele și picioarele și să le pui lângă celelalte bucăți și lângă capul lui. Berbecele să-l arzi de tot pe altar, aceasta este o ardere de tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Să iei apoi pe celălalt berbece și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecelui. Să jungi berbecele, să iei din sângele lui să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinilor drepte și pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropești pe altar de jur-împrejur. Să iei din sângele de pe altar și din unt de lemnul pentru ungere și să stropești pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor. Astfel vor fi închinați Aaron și veșmintele lui, fii lui și veșmintele lor în slujba Domnului. Să iei apoi grăsimea berbecelui, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care îi acopere și spata dreaptă, căci acesta este un berbece de închinare în slujba Domnului. Din coș să iei din azimile puse înaintea Domnului o turtă de pâine, o turtă cu unt de lemn și o plăcintă. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și să le legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului. Să le iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii de tot. Aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Să iei și pieptul berbecelui care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului și să-l legeni într-o parte și în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecele care va sluji la închinarea lui Aaron și a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte și într-alta, spata înfățișând-o înaintea Domnului prin ridicare. Ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor lui printr-o lege veșnică pe care o vor ținea copiii lui Israel. Căci este o jertfă adusă prin ridicare. Și în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului. Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă vor fi purtate timp de șapte zile de acela din fiii lui care îi va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Să iei apoi berbecele pentru închinarea în slujba Domnului și să pui să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt. Aaron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii carnea berbecelui și pâinea din coș. Să mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii, ca să fie închinați în slujbă și sfințiți. Nimeni altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte. Dacă va rămânea ceva din carnea întrebuințată pentru închinarea în slujbă și din pâine până dimineața, să arzi în foc ce va rămâne. Să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Să urmezi, cu privire la Aaron și la fiii lui, toate poruncile pe care ți le-am dat. În șapte zile să-i închini în slujbă. În fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire. Să curățești altarul făcând ispășirea aceasta și să-l ungi ca să-l sfințești. Timp de șapte zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești. Și astfel altarul va fi prea sfânt și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Iată ce să jertfești pe altar doi miei de un an, în fiecare zi, necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Împreună cu cel din tâi miel, să aduce zece zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin de unt de lemn de măsline fără drojdii și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Pe al doilea miel să-l jertfești seara și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață. Aceasta este o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Aceasta este arderea de tot necurmată care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel, și locul acela va fi sfințit de slava mea. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aaron și pe fiii lui ca să fie în slujba mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor. Capitolul 30: Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei, și anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de un cot, iar lățimea tot de un cot, să fie în patru colțuri, și înălțimea lui să fie de doi coți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. Să-i poleiești cu aur curat atât partea de sus cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele, și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. De desubtul cununii să-i faci două verici de aur de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. Drugi să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să așezi altarul în fața perdelei din lăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Aaron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. Numai odată pe fiecare an, Aaron va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face odată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului printre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru prea sfânt înaintea Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviți de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Iată ce vor da toți cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta. O jumătate de ciclu după ciclul Sfântului Locaș care este de 20 de ghiere. O jumătate de ciclu va fi darul ridicat pentru Domnul. Orice om cuprins în numărătoare de la vârsta de 20 de ani în sus va plăti darul ridicat pentru Domnul. Bogatul să nu plătească mai mult, și săracul să nu plătească mai puțin de o jumătate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea sufletelor. Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare și să-l întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii. Aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat. Să-l așezi între cortul întâlnirii și altar, și să torni apă în el, ca să-și spele în el Aaron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar, ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aaron, pentru fii lui și pentru urmașii lor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Ia din cele mai bune mirodenii 500 de siclii de smirnă foarte curată, jumătate, adică 250 de siclii de scorțișoară mirositoare, 250 de siclii de trestie mirositoare, 500 de siclii de casia după siclul sfântului locaș și un hin de unt de lemn de măslin. Cu ele să faci un de lemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi unt de lemnul pentru ungerea sfântă. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și ligianul cu piciorul lui. Să sfințești aceste lucruri și ele vor fi prea sfinte. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit să ungi de asemenea pe Aaron și pe fiii lui și să-i sfințești ca să fie în slujba mea ca preoți. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui. Acesta îmi va fi unt de lemnul pentru ungerea sfântă printre urmașii voștri. Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceți un alt unt de lemn ca el după aceeași întocmire. El este sfânt și voi să-l priviți ca sfânt. Oricine va face un unt de lemn ca el sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui. Domnul a zis lui Moise, Ia mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir. Să fie sărată, curată și sfântă sopisez mărunt și să o pui înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu vă faceți, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Oricine va face tămâie ca ea, ca să miroase, va fi nimicit din poporul lui. Capitolul 31. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți, ca să facă tot ce ți-am poruncit. Cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul ispășirii care va fi deasupra lui și toate uneltele cortului. Masa cu uneltele ei, sfeșnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligianul cu piciorul lui. Veșmintele pentru slujbă, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești, unt de lemnul pentru ungere și tămâia mirositoare pentru sfântul locaș. Le vor face după toate poruncile pe care ți le-am dat. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi șase zile, dar a șaptea este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Amin.